Amén, amén. Reau pe mine cuvântul lui Elie, cântări de mult auzite. Și tot când vreau prin minte, multă vreme, zilele trecute. Și încercam aici să-mi aduc aminte de ele și între timp ce cântați cântarea aia, mi-a venit un cuvânt din care s-a făcut un vers din acea cântare. Cred că unii dintre dumneavoastră, și sunt convins că v-ați auzit-o și voi, nu știu exact cântarea, dar cuvintele spun așa. Mai presus de orice făptură, tu pe mine m-ai creat. Mi-ai dat sfântă învățătură și o cântare nouă în gură să te laud neîncetat. Mi-ai dat slavă îngerească, mi-ai dat duh din duhul tău. Sunt al cerului mireasă, preoție împărătească, eu sunt din neam de Dumnezeu. Așa declara Apostolul Pavel la Areopagul din Atena, noi suntem neam din Dumnezeu. Amin. Ești fătura mâinilor Lui. Și în seara aceasta, câțiva, ne-am adunat aici ca să-L lăudăm pe Creatorul. Amin. Slăviți să fie numele Lui. Amin. De bucuria creierii, de bucuria vieții pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu, suntem noi în seara aceasta aici, să-I spunem cu gurile noastre, să-I spunem cu toată ființa noastră, Doamne, îți mulțumesc. Amin. Că mi-ai dăruit această viață în care pot să recunosc, să-ți spun, și să te laud, slăviți să fie Dumnezeu. Binecuvântat să fie Tatăl Domnului nostru, Iisus Hristos. Amin. Care după îndurarea sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă păstrată în ceruri pentru noi. Te bucuri de lucrul acesta? A ajuns până la tine cuvântul acesta măreț. Binecuvântat să fie Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea aceasta a lui Iisus Hristos. Cuvântul acesta a ajuns până la tine, la urechile tale, a ajuns în inima ta. Și tot în seara aceasta, împreună cu mine, putem să spunem slăvei să fie Domnul. Amin. Amin. Pentru că vom merge înaintea Domnului într-o stare de recunoștință. Fiecare ne vom închide în odăița noastră și îi vom spune Domnului ceea ce avem fiecare. Domnul se va pleca și va lua aminte la cererea, la rugăciunea, va primi mărturisirea pe care o faci și Domnul să te binecuvinteze, să ieși de aici iertat. Fii de plin încredințat. Așa îi spunea Pavel lui Timotei. Fii de plin încredințat că știi de la cine le-ai învățat, din pruncie, din copilărie, cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care te duce la iertare de păcate. Prin credința în Hristos Iisus. Pentru că toată această Scriptură e însuflată de Dumnezeu și de folos. Să îndemne, să îndrepte și să mustre și să dea înțelepciune în neprihănire. Dacă în această seară va fi și un cuvânt, dacă în seara aceasta va fi mai mult decât ceea ce noi prin rugăciune vom aduce Domnului mărturisirile noastre, cererile noastre, va fi un cuvânt de îndreptare, de mustrare. Dacă le vei face lucrurile acestea, cu siguranță ne dă garanția cuvântul lui Dumnezeu. Dacă primești și mustrarea, și îndreptarea, și mustrarea, Dumnezeu îți dăruiește înțelepciune. Facă Domnul, toți copiii Lui să fie înțelepți. Domnul să te binecuvinteze. Ne ridicăm în picioare. Și prin o smerenie de plin, ne închidem în odăița noastră și spunem Domnului tot ceea ce probabil unii am avut ascuns. Spune-mi Domnului în seara aceasta tot ceea ce avem ascuns, tot ceea ce avem noi, cu siguranță că Domnul ne ascultă, ceea ce avem noi și n-am mai spus încă. Ne mărturisim Domnului și să vedeți cum Domnul e puterile. Să vedeți cum Domnul deschide orizontul noi. Domnul deschide posibilitatea de a avea o relație vie cu El din seara aceasta încolo. Facă Domnul relația aceasta vie prin mărturisirea pe care o vom face și Domnul cu siguranță va lua aminte. Îți va deschide cerul. Așa ca lui Iacov. O scară vedea din ceruri până acolo, la bolovanul ăla, unde deja a fost capul pe el. Și a fost o scară acolo. Îngerii coboreau și urcau pe scara aceea.
Aici poate să fie locul acela pentru tine și pentru mine. De ce? Te închizi în odăița ta și îi spui Domnului toate problemele tale. Îi mărturisești tot ceea ce ai. Și acolo Domnul se prezintă. Domnul să te binecuvânteze. Intră în rugăciune pentru mărturisire. Amin.